Pentru că vom avea din nou în ring cu Constanțean. Vlad Ungureanu este unul dintre exponenții noului val de la Shards Gym Constanța, unul dintre noi sportivi pe care ni-i propune Daniela Saftei. Dacă nu greșesc, este pentru prima oară în ring la promoția Urban Legend. Primul însă poftit în ring este sportivul din colțul albastru, Gabriel Petrescu. Vom avea ringul Constanțean și știu că are mulți susținători. I-am auzit mai devreme când au fost prezentați sportivii. Pentul roșu de la Șarci. Aplauze și ovații în sala sporturilor din Constanța pentru Vlad Ungureanu, antrenat de Daniela Saftei la Shards Gym, evident. Lângă Daniel se află Alex Filip, Cătălin Cășaru, de asemenea Mădălin Pârvulescu, recent învingător în meciul pentru centura MMA Strike, de la categoria 95 de kilograme. Vă reamintesc acea luptă cu Nicolae Garbuz pe care am văzut-o acum aproximativ jumătate de oră. Așadar, o luptă la categoria 95 de kilograme între Gabriel Petrescu, sportivul din colțul albastru, are short de culoare roșie și mănuși albastre, așa cum mănuși albastre poartă și Vlad Ungureanu. Așadar, în short roșu, bucureșteanul Petrescu de la Rahova Fight Club. Short de culoare negru cu alb pentru Vlad Ungureanu. Foarte bine a început bucureșteanul, surprins puțin Ungureanu, iată-l blocându-se. S-a făcut acolo pachet și a făcut semn că avea nevoie să fie enervat de adversar ca să înceapă să-și dea drumul la brațe, să vedem dacă așa se va și întâmpla. În continuare insistent bucureșteanul, care este mai scund și are nevoie să se apropie de adversar pentru a lovi o lovitură de picior a lui Ungureanu, care îl face knockdown pe Petrescu. Acesta ascultă numărătoarea arbitrului. A urcat de această dată în ring Ionel Crânguș, arbitru internațional. Petrescu este capabil să continue lupta, dar nu-l văd bine, pentru că l-a enervat pe Vlad Ungureanu pentru a doua oară knockdown. Nu se va încheia disputa pentru că abia la 3 numărători pe repriză arbitrul poate dicta abandon, sau la 4 în total pe durata meciului. A căzut Ungureanu,
datorită șocului recepționat de adversarul său. Are inimă de luptător însă acest Gabriel Petrescu de la Rahova Fight Club. Iată-l după ce a fost numărat în două rânduri. Își continuă ofensiva. Acum a căzut, dar nu din lovitură. Iată-l ține pe Ungureanu, încearcă să câștige secunde pentru a-și reveni din punct de vedere fizic, pentru a-și regla respirația. Ungureanu ar trebui să insiste, iată cum dă din cap Petrescu către cei din colțul său și zboară prosopul roșu în semn de abandon. Victorie înainte de limită și pentru acest al treilea sportiv de la Charles Gym Constanța. Vă reamintesc că Ștefan Orza a reușit un knockout în repriza a treia. A urmat Pârvulescu printr-o ghilotină în prima repriză a meciului pe reguli de MMA Strike. Și acum Vlad Ungureanu își expediază adversarul la podea în trei rânduri și câștigă prin knockout în prima repriză. Vingător prin knockout tehnic. Iată ce valoros este cel mai tânăr club de arte marțiale din Constanța, Charles Gym. Ce treabă face acolo Daniela Saftei, un antrenor provenit dintr-un sportiv cu o mare experiență competițională în sporturile de contact. Vă reamintesc că Saftei a fost multiplu campion mondial la Kempo. Iată-i pe Vlăduț Ungureanu și pe Gabriel Petrescu. Obișnuitele fotografii la capătul meciului încheiat, vă reamintesc, prin knockout tehnic în prima repriză. Gabriel Petrescu a fost numărat de 3 ori într-o repriză.